Același acord a fost votat în ședința CMC din 24 noiembrie, însă acesta a suferit câteva corectări doar la denumirea acordului fără includerea sau excluderea unor puncte. În baza suportului oferit de către finanțatori, vor fi realizate următoarele lucrări. Lichidarea catastrofei ecologice și recultivarea poligonului provizoriu de la Bubuieci în corespundere cu standardele UE, securizarea depozitului de deșeuri țânțăreni în corespundere cu standardele UE și investiții în renovarea infrastructurii comunii țânțăreni, înnoirea parcului de autospeciale și a infrastructurii managementului deșeurilor întreprinderii, modernizarea stației de transfer și instalarea unei linii de sortare manuală a deșeurilor reciclabile colectate separat. Primarul general al capitalei a mai menționat că proiectul este unul vital pentru oraș și pentru generațiile viitoare.